Adina Risipitu vă prezintă știrile Mondo TV. Bună ziua și bun găsit la știri! Femeile au fost premiate astăzi de administrația publică locală din Petroșani. Artistul Paul Șerban ne uimește cu o nouă lucrare și centrele instituționalizate din Valea Jiului au fost dotate de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Pe larg despre toate acestea, dar și alte informații imediat. Ziua Internațională a Femeii a fost marcată astăzi de administrația publică locală a municipiului Petroșani. Mai multe femei puternice au fost premiate în cadrul unei festivități. Sala de marmură a primăriei a fost plină de doamne și domnișoare care au participat la o festivitate inedită. Au primit premii, diplome și flori doamnele despre care toată lumea a auzit: Edith Mileti, Petronela Șodolescu, Dorica Maniu, Felicia Neacșu, Adina Stan, Patricia Vizitiu. Și acestea sunt doar o parte dintre cele peste 20 de doamne care reprezintă diverse ONG-uri și asociații. Am lucrat de-a lungul carierei politice și administrative cel mai bine, și acum lucrez cel mai bine, cu femeile. Cu bărbații e mai complicat un pic. Dar cu femeile lucrez foarte bine, sunt foarte loiale, sunt tenace, sunt perseverente, sunt atente la detalii pe care noi nu le vedem și aveți un al șaselea simț pe care noi nu-l avem. Aveți intuiție și simțiți lucrurile fără a fi neapărat ceva logic sau determinat de împrejurări. Aveți un simț special. Iar doamnele care au fost premiate au mulțumit cu lacrimi în ochi. Mă bucur că nu m-am fost uitată și că încă lumea își aduce aminte de mine. Înseamnă că am făcut și lucruri bune. Am venit ca un proaspăt absolvent de la Timișoara și recunosc că momentul venirii a fost un moment foarte dramatic. A fost accidentul colectiv de la Libezeni. Intrarea în viața și în problemele acestei colectivități a fost marcată de acest eveniment. Dar cu ajutorul colegilor, a colectivului cu care mi l-am format, am reușit să trecem peste toate aceste probleme și cu bune cu rele am reușit să mă integrez în această colectivitate și să încerc cu ajutorul colegilor, cu tot ceea ce am făcut, să reușim să aducem activitatea din spital la un standard care să fie invidiat și de colegi. Emoțiile au fost copleșitoare pentru fiecare dintre doamnele premiate, fie că a fost vorba de cele de la Crucea Roșie, fie că au venit de la Policino ori alte asociații conduse de femeile din Petroșani. Doamnele și domnișoarele au fost răsfățate astăzi cu cadouri speciale. Cele mai căutate locații din Valea Jiului au fost florăriile. Comercianții recunosc că în astfel de zile precum 8 martie, numărul celor care trec pragul florăriilor este mult mai mare. Da, îndrăgostiții au trecut și pe 14 februarie și astăzi, la buchețele mai mari, mai grandioase. Și vânzătorii au de câștigat astăzi, totuși prețurile nu au fost majorate. În mod surprinzător, atunci când vine vorba de flori, preferințele pentru cele din ziua de 14 februarie diferă față de cele pentru 8 martie. De 14 februarie trandafirul este foarte căutat și de 8 martie asortate, în special florile multicolore cu mai multe trandafiri, crin, frezii, lalele, combinațiile se vând foarte bine.
Criza financiară este resimțită în buzunarul multor cetățeni, însă de 8 martie bărbații sunt dispuși să facă câteva sacrificii pentru a aduce un zâmbet pe fețele femeilor, iar florile reprezintă cei mai buni mesageri ai sentimentelor. 8 martie este o zi foarte respectată, probabil unica din an când niciun bărbat nu își permite să meargă acasă fără o floare. Ziua Internațională a Femeii a fost marcată și în campusul Universității din Petroșani. Studenții de aici au oferit câte o floare doamnelor și domnișoarelor. Aceștia au ajuns și în redacția noastră. Cu un braț de zambile albe, studenții de la Petroșani au întâmpinat Ziua Internațională a Femeii în cel mai frumos mod posibil. Au bătut din ușă în ușă și au dat flori pe holurile facultății tuturor fetelor care au venit de 8 martie la școală. Și așa au ajuns și la noi în redacția Mondo TV. Este o chestie de tradiție pe care o facem an de an ca să înveselim domnișoarele și doamnele din universitate. Cu această frumoasă zi de 8 martie dorim să oferim o floare doamnelor și domnișoarelor din această universitate și să le urăm un sincer la mulți ani. Ce-s fetele pentru voi? Ah, o comoară ascunsă, vă dați seama, da? Jumătatea mai bună? Se poate spune și așa. Tu ce crezi? Eu cred că fetele sunt tot pentru noi. Noi pentru ele trebuie să facem orice, să le facem fericite, să se simtă bine și așa mai departe. La mulți ani, vă pupă! Și au continuat în același ritm cu flori parfumate și voie bună, aducând zâmbete tuturor fetelor pe care le-au întâlnit în drum. Polițiștii au amendat femeile astăzi cu flori. Șoferițele au fost oprite în trafic, însă nu pentru a fi sancționate, ci pentru a fi felicitate. De siguranță. Vă dorim o primăvară frumoasă, lipsită de evenimente rutiere. Mulțumesc! O zi frumoasă! De-a lungul mai multor ani, o astfel de acțiune a reușit să devină o tradiție. Chiar și astăzi, polițiștii care au acționat în trafic pe raza municipiului Petroșani nu au ezitat să oprească mașinile ce erau conduse de către o doamnă sau o domnișoară pentru a le avertiza că este ziua lor și că este important ca femeile, cel puțin de 8 martie, să primească un buchet de flori. După ce șoferițele și-au primit felicitările, polițiștii, cum se și cuvine, le-au sfătuit să circule cu atenție și prudență și să respecte cu strictețe regulile de circulație. Campania de distribuție a produselor destinate copiilor instituționalizați a ajuns în județul Hunedoara și centrele din Valea Jiului au primit articole vestimentare, paturi și saltele. Guvernul României a aprobat la începutul acestui an să fie oferite ajutoare umanitare în valoare totală de peste 19 milioane de lei către un număr de 10.500 de copii instituționalizați din toată țara. Campania de distribuție a demarat la mijlocul lunii februarie la Craiova, iar recent produsele au fost transportate și către centrele din județul Hunedoara. Au ajuns deja aceste produse alături de domnul președinte al Consiliului Județean Laurențiu Nistor și de colegii parlamentari și de reprezentanții ai prefecturii. Am avut aici în municipiul Petroșani întâlnire cu beneficiarii acestor produse, deci ne referim la toți tinerii, minorii instituționalizați în casele familiale, în centrele de plasament, dar și care se află cumva prin grija unor ONG-uri. Primesc paturi noi, saltele, perne, pături, lenjerii de pat, produse de îmbrăcăminte. Încercăm să le oferim condiții mai bune. Pentru a sesiza și alte probleme cu care se confruntă copiii instituționalizați din Valea Jiului, în perioada apropiată, reprezentanții Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse vor fi din nou prezenți la centrele din această zonă. Alături de domn președinte, de doamna inspector școlar general, de doamna director de GASPC Gianina Yang, ne vom deplasa chiar la Vulcan pentru a vedea părerile beneficiarilor din câteva apartamente familiare, dar și vom ajunge la copiii cu probleme de sănătate care se află în Vulcan, într-un centru special, apoi vom merge la Uricani. Încercăm să aflăm dacă sunt mulțumiți și alte nevoi pe care noi să le punem la dispoziția acestora. Potrivit ANDPCA, aproximativ 50.000 de copii și tineri se află în sistemul de protecție în România. Cei care nu au cui spune mamă și tată sunt adesea dezavantajați și sunt nevoiți să se confrunte cu diverse probleme sociale. În prezent, sute de copii sunt instituționalizați la centrele din județul Hunedoara și respectiv localitățile din Valea Jiului.
Ministerul Energiei recrutează 5 persoane care ar urma să facă parte din Consiliul de Administrație al Complexului Energetic Valea Jiului. Dosarele se pot depune până în data de 20 martie. Printre condițiile minime obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească potențialii membri ai Consiliului de Administrație al CVJ pot fi menționate finalizarea unor studii superioare, o experiență profesională adecvată funcției sau cunoașterea limbii române. Conducerea CVJ afirmă că aceste angajări sunt extrem de necesare. În primul rând, pentru că cu ajutorul CEA-ului și a membrilor CEA și a președintelui CEA-ului sunt puntea de legătură între noi și minister. Adică sunt fiecare proiect, idee pe care, fie că o avem noi, fie că o are altcineva, inclusiv din membrii de CEA, înainte noi discutăm toate problemele astea și găsim soluția cea mai bună. Acum, într-adevăr, se demarează până în data, cred că până 20 martie, depunerea de documente pentru a fi membru CEA. Procesul de recrutare și selecția celor 5 noi administratori pentru CVJ va fi format din două etape de desfășurare. Prima etapă constă în evaluarea prealabilă a dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă, iar ulterior urmează evaluarea finală a candidaților selectați în lista scurtă și respectiv interviul. Transferurile din PNL în PSD și invers au adus la Petrila un vechi membru. Este vorba despre Samuel Dioane, fost director general al Complexului Energetic Hunedoara. Trecerea lui de la PSD la PNL a strânit reacții. După ce a trecut la PNL ca să păstreze locul din Complexul Energetic, Dioane a fost aspru criticat de colegii de partid. Senatorul Cristian Resmeriță a fost cel mai vocal, dar acum, că s-a întors acasă, lucrurile par mai așezate. A fost o dorință a organizației PSD de la Petrila. Sigur, nu pot decât să mă supun. Întotdeauna un om politic în momentul în care în echipă aduce pe cineva, orice om în plus, este o bucurie pentru acel om politic. Sigur, când pierde un membru de partid, este o tristețe. În momentul de față, este foarte bine că dorința organizației PSD Petrila s-a împlinit. Este membru acolo. Am susținut acest demers fără niciun fel de problemă, dar nu este un subiect pentru mine neapărat. Liderul PNL, Vetuța Stănescu, a reacționat recent cu privire la liberalii care au dezertat, intrând în partidul colegilor de coaliție și a spus că PSD ia liberalii la bucată, dar rămân comunitățile locale pe care încă se bazează. Este o părere a doamnei președinte. Nu doresc să comentez ceea ce spune doamna Vetuța, pentru că de cele mai multe ori nu am ce comenta. Samuel Dioane și trecerile lui din PSD în PNL și invers par a fi dictate doar de interesul propriu. Dacă nu trecea la PNL, erau șanse să plece din conducerea Complexului Energetic Hunedoara, așa că a fugit din PSD. S-a întors acum înapoi, deși președinta PNL, Vetuța Stănescu, credea că va rămâne în partid atunci când a fost numit Adrian Preda drept candidat la primăria Petrila. Dar PSD-iștii par să nu îl fi iertat de tot. Artistul din Valea Jiului, Paul Șerban, ne uimește cu o nouă lucrare. De această dată, el a dat viață unei bătrâne stânci. Și de la gaia la stâncă, acesta ne-a purtat prin foc, frunze, zăpadă și acum pământ. Artistul din Aninoasa a aruncat privirea în sus spre cer și din curtea casei sale a văzut stânca. Așa a prins viață o bucată de rocă ce acum este un bătrân cu barbă și apăsat de timp, la fel ca orașul lui natal, locul în care a învățat să deseneze pe asfalt, pe case și pe acoperișuri. Ultima lucrare a realizat-o într-una dintre zilele capricioase ale acestei primăveri, cu lapovița care a accentuat și mai mult bătrânul creat din pământ pe piatră. Doamna mea lucrare este făcută aici aproape, îmi pare rău că n-am reușit să ajungem până acolo să o vedeți. Este un pic de dificil de mers, dar relativ aproape, în 10-15 minute, aproape de casa mea. Aceasta este construită cu pământ de scorbură și un pic de pigment natural ca să-i dau și valențe luminoase. Un pigment, pur și simplu pigment care se folosește în pictură, dar care poate fi amestecat cu mai multe substanțe pentru a crea o culoare. Toate creațiile lui sunt efemere și la fel și aceasta, pentru că Paul ne-a mărturisit că bătrânul surprins pe stâncă cu barba lui din piatră se va șterge imediat ce timpul va trece, dar tocmai în asta constă frumusețea operelor lui. Bătrâna stâncă mă gândeam să o numesc, sau bătrânul munte, doar că nu e chiar munte, e aici o stâncă din apropiere, o stâncă bătrână. De acolo m-am gândit la bătrânul, bătrâna stâncă, cumva. Practic, tu te-ai inspirat mereu din natură.
Da, da, și la această lucrare am adus să o fac și nu știam cu ce voi executa lucrarea. M-am ajuns acolo și cea mai bună soluție a fost să o fac cu pământ de scorbură. Am încercat să fac un foc la început și să creez un fel de cărbune din lemnele arse, să am culoarea neagră. Dar dura prea mult și era pământul de scorbură acolo lângă noi și l-am folosit. Paul a pornit cu Gaia lucrarea care s-a viralizat ușor din frunze pe zăpadă în această iarnă. A trecut prin foc și ne-a arătat în lăsarea nopții pasărea Phoenix. A adus un omagiu femeii, dar a surprins și privirea creației sale Gaia pe drumul ce șerpuiește spre casele de la Aninoasa. Sesiunea de examene s-a încheiat la Universitatea din Petroșani. După o scurtă vacanță, studenții au intrat acum în cel de-al doilea semestru. Conducerea universității susține că rata de promovabilitate ca urmare a desfășurării examenelor aferente disciplinelor din semestrul întâi este de aproximativ 60%. Procentajul însă poate crește chiar în cursul acestei săptămâni, când se derulează sesiunea de restanțe. Mai avem acum o perioadă de sesiune de restanțe în care mulți dintre studenții care au mai fost în proiecte Erasmus au venit să-și dea examenele. Alți studenți care n-au promovat toate examenele au venit în aceste zile să reușească să le promoveze. Sperăm că după această sesiune de restanțe să avem rezultate bune la examene, rezultate care să reflecte pe de o parte preocuparea studenților vis-a-vis de viitoarea profesiune și, pe de altă parte, preocuparea cadrelor didactice de a-i atrage vis-a-vis de specializările fiecăruia. Aproximativ 4.000 de studenți are în momentul de față Universitatea din Petroșani. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Rămâneți în continuare cu informațiile despre vreme. Să aveți o seară cât mai bună!